Astăzi am puțină treabă până în centru și am ales să merg cu trenul. Haideți cu mine să vă arăt cum funcționează transportul în comun în Brisbane. Când vorbim de transportul în comun în Brisbane, Australia, ne referim la trenuri, autobuze și feriboturi. Pentru a utiliza transportul în comun, ai nevoie de un go-kart pe care îl cumperi de la toate punctele de reîncărcare, iar acesta costă $30. Ulterior, îl poți încărca de fiecare dată cu credit. Trenul aici funcționează mai degrabă ca un metrou de suprafață cu stații în puncte cheie ale orașului, inclusiv în centru. Rețeaua de autobuze este foarte bine ramificată pe toată suprafața orașului, făcând transportul în comun foarte accesibil. În spatele meu este poate cea mai centrală stradă din Brisbane, iar autobuzele în zona aceasta opresc sub stradă pentru a nu îngreuna traficul în zona asta. Brisbane profită de râul cu același nume care îl traversează de la vest la est și a creat o rețea de feriboturi care face trecerea de pe un mal pe altul mult mai accesibilă. Prețul pentru o singură călătorie de mers cu transportul în comun pleacă de la $3.55 și poate ajunge până la $21.48, asta dacă călătorești în zona 8, fiind cea mai îndepărtată de centrul orașului. Dacă alegi însă să călătorești în intervalul 8.30, 15.30 sau după ora 19, prețul unei călătorii este de $2.84. La fel, același tarif se aplică și în weekend. Dacă ești elev, student, pensionar, veteran de război sau în incapacitate de muncă, beneficiezi de un discount de 50%. Să-mi lăsați în comentarii să-mi spuneți cum vi se pare, scump sau ieftin. Și țineți cont că un dolar australian este echivalentul aproximativ a 3 lei în banii noștri.